cum spuneam, până la urmă se ajunge la o ecocardiografie. Dacă ecocardiografistul descoperă semne care îi sugerează o afectare a ventriculului drept, da, adică cel care este branșat la artera pulmonară, atunci el poate să spună pacientul acesta are o hipertensiune pulmonară. Dacă medicii cu care colaborează ecocardiografistul elimină toate bolile acelea, obstructive respiratorii, boli interstițiale pulmonare, boli de inimă stângă, boli de valve ale inimii, când toate acestea au fost eliminate, apare suspiciunea unei hipertensiuni arteriale pulmonare. Care e diferența? Hipertensiunea arterială pulmonară față de toate hipertensiunile pulmonare reprezintă o fracție mică. În timp ce hipertensiunea pulmonară, m-am convins, BPOC, că e o boală foarte frecventă, toată lumea fumează, lumea fără minte fumează. Foarte mulți oameni care au boli cardiovasculare și care la fel dezvoltă insuficiențe cardiace. Mă rog, dacă apare suspiciunea de hipertensiune arterială pulmonară care nu se regăsește în explicațiile pe care le-am dat înainte, atunci pacientul trebuie să fie trimis mai departe într-un serviciu dedicat, într-un serviciu specializat, din care vreau să-i asigur pe ascultătorii noștri că există o rețea. Exact. Să ne spuneți, vă rugăm, care sunt aceste centre? Sunt, e foarte simplu. Iertați-mă că încep cu Bucureștiul, că mi-e la îndemână, fiindcă eu fiind bucureștean. Aici avem un centru, două centre în București, unul la Spitalul Fundeni, care este slujit de mari cardiologi, unul la Spitalul Marius Nasta, care este slujit de mari pneumologi, unul la Iași, unde există și pneumologi, cred că și cardiologi care conlucrează, alt centru care este la Cluj, unde la fel. Ați observat că mereu spun cardiologi și pneumologi sau pneumologi și cardiologi. Da. Domeniul hipertensiunii pulmonare este un domeniu care reprezintă o paradigmă, un model al conlucrării medicale. Nimeni nu este profet în țara lui, cu alte cuvinte, medicina bună se face în conlucrare, în interdisciplinaritate. Medicina bună e deschisă, comunică, nu se închide, nu e tăinuitoare. Și alt centru e la Timișoara și l-am lăsat pe ultimul, că e ultimul născut, este centrul de la Târgu Mureș, care a devenit un centru extrem de cum spune englezul, last but not least. Cu alte cuvinte, ultimul născut, dar nu cel mai mic. Deci suntem acoperiți. Centre de tratamente există. Deci, medici specialiști există. Au o distribuție geografică. Adică ele, orice om din România poate să se adreseze unui centru care să fie mai proxim, mai apropiat. Iar pe lângă acestea există și centre de hipertensiune pulmonară pentru copii. Fiindcă și copiii pot să se îmbolnăvească de hipertensiune pulmonară. Și este un centru, tot, iertați-mă, încep cu Bucureștiul, ca un bun bucureștean, apoi un centru la Cluj, un centru la Timișoara și un centru la Târgu Mureș. Deci sunt patru centre și pentru copii. Mai am o întrebare, tot o curiozitate. Afecțiunile pulmonare, netratate poate la timp sau netratate corespunzător sau neștiute, pentru că sunt și pneumonii pe care le ducem pe picioare și nu prea le tratăm, da? Pot duce la această hipertensiune arterială pulmonară? Afecțiuni netratate? Da și nu. Adică răspunsul meu e la fel, o leacă în doi peri, fiindcă ca să se producă hipertensiune pulmonară de cauză pulmonară, hai să zic așa, respiratorie, trebuie să fie vorba de o boală cronică. O pneumonie este o boală acută. Ori mori, ori te vindeci. Bun. Dacă
te vindeci cu cicatrici, numim asta în medicină sechele, se poate întâmpla orice. Mai rar însă hipertensiune pulmonară. De ce spun mai rar? Sunt excepții, fiindcă, de exemplu, acum vedem la epidemia de COVID, că tot vorbim rămuleacă înainte, a atins această problemă. Uneori, bilanțul lezional pulmonar e atât de greu, atât de pneumonia COVID e atât de întinsă, încât la unele persoane, nu la toți, se vindecă cu fibroză, cu cicatrici fibroase. Când te tai la mână, unor te vinde și rămâne o cicatrice, rămâne o urmă, e, așa e și în plămâni. Se mai reface, domnule profesor, mă iertați, acea zonă afectată, acea fibroză, se mai poate reface vreodată? Cu aceea rămânem până la judecata de apoi, până la a doua venire. Cu alte cuvinte, aceste leziuni fibroase sunt, le numim noi, indelebile. Cu alte cuvinte, ca o cicatrice. Dacă m-am tăiat la o mână mai tare, rămân cu un semn care mă l-am pe mână până la moarte. E, cam la fel este și în plămân. Dar vreau să vă liniștesc, aceste cazuri sunt de în plămân, vorbesc, sunt foarte rare. Și ele îmi permit să fac un pas în plus. În afară de BPOC, mai există boli care se cheamă boli interstițiale pulmonare, dintre care unele sunt boli fibrozante, adică undeva seamănă cu ce se întâmplă în post-COVID, acelea, formele acelea rare, foarte grave. Aceste boli interstițiale fibrozante pulmonare pot să se complice cu hipertensiune pulmonară. De ce e important să afle prietenii noștri care ne ascultă? Fiindcă aceste forme le numim noi secundare, fie ale bolilor de inimă stângă, fie ale bolilor pulmonare, nu se tratează cu niște medicamente speciale care se numesc vazodilatatoare pulmonare sau antihipertensive pulmonare, care își găsesc aplicația la hipertensiunea arterială pulmonară. Și acum, doamna Zaharia, să ne ținem de cuvânt. Am promis că vom vorbi despre hipertensiunea arterială pulmonară. Păi ce-o fi asta? Până acum am vorbit de ceea ce nu este hipertensiunea arterială pulmonară. Hai să vedem ce este hipertensiunea arterială pulmonară. Este o entitate care are în centrul modificărilor sale o modificare a structurii peretelui arterial pulmonar. Adică arbor, este ca un copac. Da. Toată lumea a văzut vreodată un brad frumos mare sau un arbore tuia care are niște ramuri care se tot divid, se tot răspândesc până la rămurelele mici periferice care au cetine sau au frunzulițele acelea. E, așa e și în plămân. Este acest gen de diviziune, acest gen de evoluție, se numește o structură fractală. Este o structură misterioasă, vă asigur. E una dintre pecețile vieții. Și această structură care se ramifică în circulația pulmonară ajunge până la arteriole foarte mici pulmonare, sub 200 de microni. Gândiți-vă, un micron e a mie parte dintr-un milimetru. Deci e vorba de arteriole care au a cincea parte dintr-un milimetru. E ceva, nici nu le vezi bine cu ochii liberi. Doar le bănuiești. Le vezi bine cu microscopul, este altceva. Cu niște ochi măriți, foarte măriți. Și atunci aceste arteriole pulmonare pot să-și îngroașe pereții, își modifică structura, noi numim asta remodelare arterială pulmonară hipertensivă și asta generează hipertensiunea, de data aceasta, arterială pulmonară.